Bine ați revenit! Am promis la cursul teoretic de curent alternativ că voi publica cursuri de aplicații în care voi vorbi, printre altele, despre curentul trifazat și despre transformator. Azi, despre curentul trifazat. Dacă vă întrebați de ce vorbesc despre acest subiect într-un curs de aplicații și nu într-unul teoretic, este pentru că acesta este un subiect legat mai mult de practică, de tehnică, decât de teorie. Iar cursurile mele sunt despre aspectele teoretice. Nu mă pricep la tehnică, tehnica este treaba inginerilor. De aceea, și în acest curs, voi aborda doar aspectele de principiu, nu și aspectele tehnice mai complexe. Pentru că, la urma urmei, curentul trifazat nu este decât utilizarea a trei circuite de curent alternativ în care oscilațiile sunt defazate cu câte 120 de grade. Așa că dacă cunoști teoria curentului alternativ, nu e nimic nou ca principiu în curentul trifazat. Dar utilizarea a trei circuite cu tensiuni alternative identice, dar simetric defazate, aduce din punct de vedere practic avantaje importante și de aceea acest subiect este important. Ați văzut că dacă rotim un cadru într-un câmp magnetic uniform, obținem o tensiune electromotoare alternativă descrisă în cazul general de ecuația U mic egal cu U maxim înmulțit cu sinus de omega t minus phi, unde U mic este valoarea instantanee a tensiunii, U maxim este valoarea maximă a acesteia, omega, care se calculează cu formula 2 pi nu, se numește pulsația curentului, iar nu este frecvența acestuia, în timp ce phi este faza inițială. Faza inițială. Dar ce se întâmplă dacă rotim nu un singur cadru, ci trei cadre izolate între ele și care fac unghiuri de 120 de grade între ele, așa cum vedeți în desen, pentru că le rotim cu aceeași turație și în același câmp magnetic, vom obține trei astfel de tensiuni alternative, câte una pentru fiecare cadru și defazate între ele, cu același unghi cu care sunt defazate în spațiu cele trei cadre, adică cu 120 de grade. Sau, pentru că mișcarea e relativă, același rezultat îl putem obține dacă rotim un magnet și plasăm trei bobine identice pe un cerc în jurul magnetului, așa cum vedeți în animație, la 120 de grade una de alta. În acest caz, în cele trei bobine, se vor induce trei tensiuni alternative identice, dar defazate cu câte 120 de grade. În oricare din cele două cazuri, vom avea trei circuite în care avem tensiuni alternative care sunt descrise de ecuațiile. Să le notăm U mic 1, U mic 2, U mic 3. U mic 1, U maxim, cosinus de omega t. U mic 2, U maxim, înmulțit cu sinus de omega t, minus 120 de grade și U mic 3, U maxim înmulțit cu sinus de omega t minus 240 de grade. Și acest sistem de trei circuite în care avem cele trei tensiuni descrise de aceste ecuații formează un sistem trifazat de curent alternativ. Reprezentate grafic, aceste trei tensiuni arată așa cum vedeți acum. Avem deci trei circuite cu
trei tensiuni identice din toate punctele de vedere, dar defazate simetric cu câte 120 de grade. Și întrebarea este, de ce folosim aceste sisteme trifazate? Ce avantaje aduce acest set de trei tensiuni alternative simetric defazate? Primul avantaj este acela că randamentul de transformare a energiei mecanice în energie electrică într-un generator poate fi mai ușor îmbunătățit dacă în loc să producem o singură tensiune alternativă, producem simultan trei. În al doilea rând, este de multe ori convenabil să avem trei circuite separate în loc de unul singur, chiar dacă numai pentru faptul că le putem folosi în scopuri diferite, pentru consumatori diferiți, realizând în acest fel o eficiență mai bună. Dar cel mai important avantaj este următorul. Putem face economie de metal la transportul energiei electrice, pentru că dacă avem un sistem trifazat echilibrat, putem folosi doar trei conductoare pentru transportul energiei celor trei faze. Acest lucru este posibil deoarece, după cum ne arată această simplă diagramă fazorială, tensiunile celor trei faze fiind defazate cu câte 120 de grade, suma lor este egală cu zero. Cu alte cuvinte, în fiecare moment, rezultanta a doi fazori tensiune este egală și de sens opus cu al treilea fazor tensiune. Și datorită acestui fapt, putem folosi în locul celor șase colectoare pe care le-ați văzut în desen pentru generatorul trifazic, doar trei, așa cum vedeți în al doilea desen. Și atunci nu avem nevoie pentru transportul energiei celor trei faze de conductorul de nul, cel desenat cu negru, deoarece, repet, rezultanta celor trei tensiuni este zero, așa că putem folosi doar trei conductoare pentru a transporta tensiunile culese de cele trei colectoare pe care le vedeți în desenul generatorului de curent trifazic. Atenție! Avem nevoie de conductorul de nul în faza de distribuție a energiei când ajungem la tensiune joasă, pentru că nu putem echilibra perfect sarcina celor trei faze și de aceea vom avea un curent total diferit de zero. Dar avantajul este acela că putem transporta energia a trei faze echivalentă cu energia a trei circuite separate folosind doar trei conductoare. Și așa și facem, după cum vedeți, în cazul liniilor de înaltă tensiune. Cele trei linii de fază pot fi conectate în legături stea sau legături triunghi. Și după cum vedeți, aceste tipuri de legături presupun într-adevăr doar trei conductoare. Acest lucru înseamnă o mare economie de metale necesare pentru transportul energiei electrice, mai ales de aluminiu și oțel, deoarece liniile de înaltă tensiune folosesc cabluri de aluminiu cu miez de oțel. Această animație arată curenții celor trei faze în cazul în care atât bobinele generatorului, cât și consumatorii folosesc montajul stea. Dacă vreți să știți mai multe despre legăturile stea și triunghi sau Y și Delta, cum sunt denumite în literatura de specialitate în limba engleză, puteți urmări cursul de aplicații Teorema lui Thevenin, montaje stea-triunghi. Mai sunt și alte avantaje ale utilizării sistemelor trifazate, dar cred că unul mai trebuie menționat aici, și anume faptul că putem obține, folosind cele trei faze, un câmp magnetic rotitor, lucru foarte important și util în cazul motoarelor electrice. Să vedem despre ce e vorba. Ați văzut că prin rotirea unui magnet înconjurat de trei bobine dispuse pe un cerc la 120 de grade una de alta,
obținem prin inducție electromagnetică cele trei tensiuni defazate cu 120 de grade, câte una pentru fiecare bobină. Dar putem face exact opusul, adică aplicăm cele trei tensiuni ale curentului alternativ pe cele trei bobine, pe fiecare bobină câte o fază. În acest caz vom obține un câmp magnetic rotitor, exact așa cum era câmpul magnetic al magnetului care se rotea pentru a produce cele trei tensiuni. Acest lucru se întâmplă deoarece cele trei bobine produc pe rând câte un maxim al câmpului magnetic. Și această variație defazată a intensității câmpului magnetic are ca rezultat obținerea unui câmp magnetic rotitor. Obținem un câmp magnetic care se rotește. Deci dacă avem trei bobine dispuse pe un cerc la 120 de grade una de alta, fixate pe un cilindru numit stator și aplicăm pe fiecare câte o fază a curentului trifazic, obținem un câmp magnetic rotitor în interiorul acelui cilindru. Iar acest câmp magnetic rotitor poate pune în mișcare de rotație un rotor, care poate fi de multe tipuri. Aici deja este rolul tehnicii să vorbească mai departe. În acest fel obținem un așa numit motor electric trifazat. Și aceste motoare sunt relativ simple și au multe avantaje față de cele monofazice. De pildă, în general au puteri și cuplu mai mare decât motoarele monofazice de aceleași dimensiuni. Apoi au randamente în general mai bune. De asemenea, au o funcționare mai silențioasă și cu mai puține vibrații. Motoarele de curent trifazic pot fi sincrone, adică motoare în care rotorul se rotește cu aceeași frecvență cu cea a câmpului magnetic rotitor, sau asincrone, adică motoare care se rotesc cu o frecvență mai mică decât cea a câmpului magnetic rotitor. Cam atât deocamdată, următorul curs de aplicații la curentul alternativ va fi despre transformator. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!